Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM. Emisiunea de astăzi are, nu știu dacă vreți ca subtitlu, dictatura bucătarilor mediocri și pentru că n-am putut să mă plâng singur toată emisiunea, l-am chemat pe Radu Dumitrescu, șef și proprietar la Vola Bistro. O să ne plângem împreună. Salut, Radu. Bine Mediocritate, aici. hashtag. Asta e. Salut. E mișto aici la tine. Da, chiar nu e. e chiar la mine, e la ei, dar mă bucur foarte tare că mă primesc și mă lasă și pe mine duminică da. de duminică o să fac pe la microfon. Uh, cum, e la, cum e la tine la bistro în vremea asta? Mediocritate. <laughs> e așa. Bă, e plin. Și mă gândeam mă gândeam acum câteva zile uh, că a luat-o prea mult în sus și mă sperie foarte tare lucrul ăsta. Mă sperie grav. Pentru că mă simt pe o căruță cu doi cai nărăvași și nu pot să mai țin drilogii, știi? Îți imaginezi scena din Moromete când stătea ăla da, și imo... trăgea de... Din păcate îmi jos tot mai des scene din moromeții. Da, da, și te dă jos așa. Adică simți că nu poți să-i strunești. Și te gândești că de fapt nu e bine. Deci e, pare că e bine, nu e bine, e bine. Pentru că în realitate eu nu cred că ar trebui să încercăm să strunim oamenii, știi? E... Da. E plăcut când, ajunge, când ajungem la senzația că ar trebui să strunim pe cineva. Și, uh, uite, eu personal am tot stat și m-am uitat și am analizat, am încercat să analizez cu mintea asta mea slabă fenomenul pe toate părțile, pentru că e, e un fenomen de amploare deja, lipsa profesioniștilor din multe domenii, dar eu mă refer acum la bucătărie. La terior, ce ne de pe noi, da? noi. Uh, Și nu, și mai nu avem. reușesc să văd o soluție nu. reală, pe termen lung, nu. sau Ase... pe termen scurt, că noi... și scurt ne arde. Nu, aseară trebuia să ne vedem cu un domn ministru care are legătură cu ce facem noi, cu domeniul nostru, care a confirmat și evident, ce zice a venit? Da, exact. Dar exact. Exact. Uh, uh, da, apropo de ministri. Uh, nu, fost, dar nu interesează. Te-ai te întors zilele trecute din, uh, dintr-o călătorie în Spania, unde da. trebuie da. să mănânci. Să da, mă absolut. Nu mă. Și, și pentru mine, Spania e un fel de meca a gastronomiei europene și este. mă duc de despot și încerc să văd lucruri. Știi că cu ei au oamenii... gastronomia politică de stat. Ei, italienii, francezii, au minister, au oameni dedicați pe chestia asta. Ei au. Da, ei au și văd că la ei se poate adică există totuși niște sigur, dincolo de faptul că uh, oamenii sunt destul de interesați să facă chestiuni, da. adică să facă mâncare bună Au bolă. și public pe de altă parte uh, au educație. Când locuiam eu în Spania ff, cred că 75% dintre ei mâncau constant în oraș pe la noi era undeva la 28% Da, oamenii mănâncă mult în oraș acolo da. dar pe de altă parte, uite în, în Africa de Sud Există o campanie care să încurajeze pe oameni să mănânce în oraș. Făcută de autorități, evident. Da. Absolut. Eu aș, eu aș plăti eu o campanie care să încurajeze oamenii să iasă în oraș. Eu, eu aș da bani. Da, bun. Dar nu da, eu singur. Da. Eu, ca om care are, care are o cârciumă, ca om care se ocupă cu fenomenul, sub tutela autorităților, dacă ei n-au bani, ok, ne mai strângem din. Ce trebuie să strângem și mai găsim bani pentru chestia asta. Pe de altă parte, oamenii ar vrea să iasă în oraș, dar încă e prea multă haiducie în cârciumă la românească, știi? Absolut. Vorbeam mai devreme, înainte de a intra aici. E. E. Dacă, dacă, zici că e. jumecheria șmecheria e să cumperi vinul cu 8 să-l vinzi cu 80, așa mi-a mi spus mie un aia domn, un domn, Nikon. E... Uh... Da, știi? absolut. Un domn Nikon care mi-a pus și ceapa pe nota de plată. E, mi se pare 20 de lei o ceapă roșie. Cred că a fost cea mai scumpă ceapă pe care am gata-o în viața mea. Nu o să revin, îți dai seama că nu o să mai revin și nici nu o să ne mai încrucișăm în, în, cu, în, în vreodată pe căile vieții. Că eu merg într-o parte, domnul merge într-o parte, e ok. Da, mi se pare interesant. Da, oricum, da, abordarea, da mi abordarea mi s-a părut interesantă. Abordarea mi s-a părut interesantă, că de ce vând vinurile așa de ieftin, pentru că, așa mi-a spus, șmecheria este să iei cu 8 lei, să dai cu 80. Păi poate că e o șmecherie, dar uite, din cauza acestei șmecherii nu cred că mai avem astăzi da. cu cine să muncim în bucătărie. Exact. Pentru că exact. tipul ăsta de șmecherie a, a dus la exploatarea multor oameni buni, care și-au da. luat câmpii și au plecat din țară. Da. Nu, ar veni înapoi, dar nu mai au. În orice, momentul asta, pentru cine Și e o lipsă totală de. În, în momentul ăsta există două, trei categorii de oameni care lucrează în business ăsta. Sunt meseriașii și profesioniștii care deja au job și care nu pleacă. Da, și sunt, sunt oameni care își văd de treaba lor. Nu sunt atât de uh, cunoscuți. Da, sunt oameni care muncesc bine la locul la care muncesc bine. Uite, Ileana de la Tei da, rum de pildă. Iat. Și ar mai, ar mai fi exemple, exemple pe care le cunoaștem amândoi, da. Noi e de acolo, ei mulțumit acolo și face treaba foarte bine. Corect. La un loc în care mănânci bine de fiecare exact. dată de când s-a deschis. Bă, și mai sunt câteva, adică mai sunt locuri în București. După care sunt ea buni care au plecat în afară și care Claudio Costa, da, și care sunt foarte buni pe ceea ce fac ei acolo și de ce s-ar întoarce. Așa? Și cred că a treia categorie sunt mercenarii, dar mercenarii sunt și pentru că noi nu comunicăm între noi, noi ăștia care avem, care suntem și în spatele restaurantului. Pentru că eu niciodată nu o să iau, indiferent că trebuie să închid două zile, că nu are cine să stea cu mine în bucătărie, nu o să iau unul care a plecat de la tine, pentru că ți-a întors spatele în secunda doi. Nu o să-l iau. Pentru că eu nu vreau să pun umărul la această golănie. Da? Eu, Radu Dumitrescu. Da, asta este o altă o altă golănie care se petrece și da. Zic că oamenii trebuie să aibă libertatea de a se mișca și de a... Domne, dacă uh, nu pot să-l mai țin, sunt de acord. Legislativ sunt de acord. Pe care trebuie exact. urmăm Dar dacă cu eu îi stii. spun că mi-ai făcut nu știu ce mizerie, dacă eu îi spun... Eu n-am avut ghinionul să am prin bucătărie și hoți până la momentul ăsta, dar dacă aș avea și eu îi spun, băi, nu e ok ce faci. Nu e ok să treci peste ce decidem împreună, pentru că oricum comunicăm foarte mult. Dar ultimul cuvânt, ce să vezi, la mie îmi pare rău. Dar nu e ok să treci peste asta. Și tu, în secunda 2 doi, de orgoliu, mintor mi spatele? Da, oamenii se mai portă și așa. Uh, și trăim într-o epocă în care... și Uite, eu, eu, eu sunt bucătar și am tendința de a le lua apărarea bucătarilor da, mereu. Pentru că e, nu, asta nu e o meserie ușoară, e o meserie no. foarte grea. Uh, dar pe de altă parte întâlnești o mai puțin profesioniști dispuși să facă meseria asta grea și întâlnești o mai des oameni care trăiesc într-o zonă de hipersensibilitate, adică nu mai poți să da, 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 au devenit toți niște poeți, așa, toți sunt toți, toți în bucătărie mai nou sunt dacă îl cerți puțin și îl cerți, repet, cu bun simț, nu țipi, îl cerți și îi explici unde a, din punctul tău de vedere unde a greșit. Atâta bucătărie câtă cunoști tu, vrei să-i împărtășești și lui, că poate îți depășește mentalitatea ta și asta, de fapt, despre asta e vorba. Da? Băi, se simte, se simte, amenințat așa, se uită la tine și zice... Da, oamenii se atacă prea ușor. Prietene ai gătit două pulpe de rață și ai făcut un piept de gâscă bun, potolește-te. Potolește-te, că nu te învăț de rău, că dacă te-aș învăța să furi, aș zice să-mi dai două tigăi în cap. Dar dacă te-aș învăța să pui și ce mizerii în mâncare, eu, eu, eu te încurajez să mă iei la bătaie. Dar când eu te învăț de bine și îți și explic și lucrăm amândoi și îți arăt de ce nu e bine cum ai făcut tu, te rog, ascultă-mă, că de-aia ești aici cu mine. Și e în avantajul tău dacă vrei să rămâi în meseria asta. Dar dacă o faci doar pentru că e cool în momentul ăsta, dacă o faci doar pentru că e așa, mai punem o poză cu mâncare, mai agățăm o gagică, nu merge. Da, uite, nu merge. eu am refuzat tot mai des și refuz tot mai des să particip la proiecte de consultanță pentru restaurante dintr-un motiv foarte simplu. Dacă acum 5 ani era suficient un termen de 40 de ore pentru a livra un meniu, adică pentru a lucra un meniu cu bucătărie într da. dintr-o bucătărie și el să-l și să meargă mai departe cu el, astăzi cele 40 de ore nu mai ajung. Trebuie să te duci spre o lună. Eu n-aș face chestia și asta în eu nu momentul ăsta. Nu timp în viață. Nu, nu de timp. Eu n-aș face pentru că omul la care te cheamă are încredere în tine și probabil te urmărește și probabil e nu știu, fanul tău, că de asta te cheamă, să-i modifici prăvălia, da? Eu nu știu ce las în urma mea acolo, pentru că în momentul în care stau eu acolo, și probabil tu te-ai lovit mai mult de chestia asta. Eu, când stau, dacă stai acolo, oamenii ăia sunt pe ritmul tău. Eu nu sunt convins că după ce plec eu de acolo, ei continuă ritmul ăla. Deci, de cele mai multe ori, nu continuă, dar Exact. Cândva, adică cu, repet, 5 ani, 4 ani în urmă, încă lucrurile mai. sau puteai să imprime o inerție un pic mai mare și să te întorci tu liniștit cu spatele, că eu am fost clienți cu care comunic și unii dintre ei încă lucrează bine pe meniuri pe care le-am făcut eu acum 3 da. ani sau 4 ani. Dar dacă mă gândesc la ce am făcut în bucătării în ultimul an, de exemplu, și la cât efort trebuie să depui pentru ca un meniu de 10 feluri să fie înțeles, mi se pare așa o socială nepermisă de la realitate, știi? Asta e unul dintre motivele pentru care eu în momentul ăsta nu mai am un meniu permanent. Continuitatea. Pentru că am observat, e, e ok când te sună cineva foarte cunoscut din București și, care mănâncă la tine. Și te sună, te sună pe tine personal și zice, băi, vreau să vin să mănânc la tine dacă îmi gătești tu. Prima impresie este, wow, m-a sunat cu tărică și vrea să mănânce gătindu-i eu în locul meu, după care de fapt realizez că nu e au deloc că e o tristețe ce ți-a spus tărică pentru că acel cu tărică trebuie să vine să mănânce la tine în restaurant plăcându-i mâncarea aia prima oară Oricând. indiferent cine, tu poți să fii plecat da. în Chile și să fii, nu știu pa concagua să te arunci în cap Sigur că mâncarea da, 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 aia trebuie da, da, să fie e, la fel e adevărat dar noi aici mai luptăm și cu uh, o ruptură în percepția umană pentru că Pur și simplu, de foarte multe ori, noi credem ce ne zice mintea noastră, și mintea noastră ne spune că doar dacă ești tu acolo, e mâncarea bună. Când, în realitate, s-ar putea să, să fie bună și în alte Și zile, în alte știi? zile. Da, absolut. Avem și chestia absolut. asta. Da. Ne, ne place să ne că ca mâncat din mâna lui ăla. Corect. Adică, eu nu cred că te duci în vreuna dintre cușmele lui Gordon Ramsay să mănânci prost. Nu, absolut. Asta, asta și spun. De fapt, realizez că omul ăla reclamă faptul că el a fost acolo. El poate avea dreptate, el a fost acolo și n-a fost mulțumit. Și când ești tu, poate să fie și subliminal, știi? A este fost asta, și deși nu ai teologic, gătit tu nici când nici -ai fost nici tu. când ai da. fost tu prima oară, tu erai doar pe acolo, n-ai stat în bucătărie să gătești tu. Așa, tocmai de asta am decis, neavând încredere, deși în momentul ăsta am cea mai sudată echipă pe care am avut-o de 2 ani jumate de când am văzut la bistro. Habar n-am cum am reușit să o fac, pentru că mi-a fost foarte greu, dar am o echipă foarte mișto și ratatui, cum îi spun eu. Cristian meu a plecat acum un an, certându-ne, dintr-o chestie de orgoliu, a lucrat prin diferite locații, prin București, a văzut ce se întâmplă în diferite locații. După care m-a sunat și mi-a zis: Mă mai primești? Și am întrebat: De ce vrei să te întorci? Și pentru cât timp? Și mi-a spus: Pentru că mi-am dat seama că aici vreau să fiu. Am văzut ce se întâmplă în alte. Da, nu nu l-am tras de asta, Din perspectiva asta, aș încuraja migrația personalului. Hai mai dați o tură oamenilor și prin alte da, bucătării Dar le spun la fetele da, de m pe sală. Mi-ar plăcea, mi plăcea să lucrați în alte locuri bucătărie. și să nu lucreze cel care vă plătește cot la cot cu voi, ba și mai mult decât voi, Toma, ca, ca să vă dea un exemplu. Mi-ar plăcea să fiți în alte locuri. Sunt fel de fel de povești. Nu le știu, doar le aud. Cum se poartă urât, cum se țipă, cum se bătăie, am auzit în bucătărie pe de altă parte, știi, trebuie e, să fie un echilibru. Mai și eu ce vede la televizor. Da, 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 da exact, exact. Uh, plus, nu avem o școală. Nu există o școală. Cei acum pe piață, e, din punctul de vedere... Eu bucătari din București care le putea să i contrazică și nu doar din București, ci de prin Brașov. Da. Da, da. Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea da, să poate am... Dar ar trebui să avem o masă mai largă, știi, și o Mi-ar plăcea să fie, să fie, nu știu cum era, vilor, mai există vilor? Da, cred că mai există vilor. Uite, da? uh, cel mai bun bucătar cu care lucrez eu acum a fost la viilor și a mai lucrat și prin București, după care a plecat în străinătate, a stat un an în Anglia. A fost și... bucătar de la început? Uh, da, el a fost bucătar, -a de... bucătar de la 14 ani. A, ok. Știi? Pentru că și... în momentul ăsta am alt exemplu. Cei mai mișto oameni pe care îi cunosc în bucătărie s-au relocat pe parcurs să devină bucătari. Da, sunt, sunt unii. Pe a, care e părerea în momentul ăsta. Eu mai cunoscut cât fa, sunt câțiva, și câțiva, câțiva sunt de viilor. Da, care eu nu cred că pentru că au fost pe viilor sau au făcut bucătari, ci pentru că au avut norocul să muncească cu un bucătar bun, cum e Samitoriec, sau care au avut norocul să ajungă în străinătate undeva să muncească într-un sistem și aia s-au întors și -au muncesc întors, bine, da. știi? Da. Nu, asta spun, sunt, sunt, școala te face bucătar până într-un punct. Exact. Și asta e corect, dar totuși, hai să fie și școala aia, să te facă bucătar până în punctul ăla, că după aia te preiau eu și te ajut eu. Și nu că te preiau eu, că nu e ca și cum aș inventa. Că, repet, fiecare își cunoaște. Eu îmi știu foarte clar limita. Mi-am acceptat-o și știu că nu o să pot trece niciodată peste, peste ceea ce pot și nici nu tind să trec peste ceea ce pot. Pentru că ar fi o minciună și față de mine și față de publicul meu. N-am, sunt relaxat de ce aș vrea. Atât pot. Dar cât pot, vreau să stau și în zona mea de confort, știi? Și vreau ca ăla care lucrează cu mine, nu pentru mine, pentru că tot timpul, niciodată nu mi-am considerat oamenii angajații mei. Și uite, altă mentalitate pe care o avem noi acolo. Când se întâmplă ceva bine, băi, trimit pe ei în față. Absolut. E, e normal. Când se întâmplă ceva rău, ies eu. Niciodată nu i-am pus în situații ciudate în fața clienților. Pentru că s-au dat și la noi dude, se dau. Suntem oameni. După trei zile de non-stop, a patra zi. Ții, știi cum e? Nu-ți mai bine să mai ții țigaia, tigaia în mână. ori îi trimit acasă și muncesc eu, ori îmi permis să închid. Că multă lume îmi spune de ce închizi. Pentru că nu mai putem. Da, e simplu. E, e mai, bine bine așa simplu. mai cinstit. Din punctul meu de vedere, e mai cinstit așa. Închid o zi. Uite, vezi aici, Două. avem de lucru foarte mult la mentalitatea publicului. Am deschis restaurante din Oradea și în prima lună am mers cu un meniu foarte strâns la prânz. Pentru că nu aveam cum să facem tot meniu decât pentru Absolut. cină, știi? Și am Absolut. preferat decât să dau. Prost la prânz și prost la cină, mai bine. Da. nu-ți dau la prânz. Corect. Uh, avalanșă. Avalanșă de critici pe tema asta. Adică, cum? Nu dați mâncare la prânz. Păi, nu dăm. Ai vrea să mănânci o mizerie? Nu, aș vrea să mănânc bine. Nu am cum. Păi, exact. De asta nu-ți dau. Nu am cum. Că nu poți să mănânci bine. Totul e un proces. Se vor schimba lucrurile astea. Tu nu simți față de acum 3 ani, 4 ani. Ba da, lucrurile ba se schimbă. Da. Se vor se schimba. Este. Numai că ne trebuie nerdeoțel, răbdare, trebuie să se alăture nouă mai mulți și să înțeleagă că nu mai e momentul să dai așa cu șopârlica, pentru că românul a devenit rafinat. Am fost la, eu tot spun chestia asta, nu știu dacă ți-am spus să ți Am fost la o întâlnire de bucătari. Eu nu mai merg la întâlnire cu bucătari, nu ca și fi eu vreun arogant. Nu merg pentru că nu mai merg și unul dintre motive ți-l voi spune chiar acum. Uh, unul dintre ei, de la masa, era la o bere și așa, uh, eu zic că trăiesc un film prost a, fost cu, a venit cu următoarea sintagmă, ce facem că devine clientul mai pretențios. Mi s-a părut tristă toată afacerea asta, știi? Da, este. Da. Eu abia aștept să, am eu mai abia aștept să devină mai pretențios pentru că pot deveni eu mai bun. Pot trece, mai pot face un pas. Știi, dar în același timp, sau cum să spun, acum depinde și ce a fost în mintea omului, că vezi tu că noi dacă stăm foarte mult în bucătărie, poate că nu ne exprimăm întotdeauna gândurile până la capăt. Știi că, ok, e una să fie un pretențios și alta să-ți caute nod în o dâmpapură, există și există această există categorie. Există categoria știi? asta de oameni și mi se par Dar foarte e adevărat mișto. adevărat dacă omul s-a gândit că e nasol ca clientul să fie mai pretențios, păi e nasol pentru noi toți. Trăim vremuri mișto că oamenii devin din ce în ce mai pretențioși pentru că pot fi păcăliți din ce în ce mai greu. Oamenii călătoresc foarte mult da. și mănâncă foarte mult afară. Românul nu mai este chiar așa un sărac. Cel puțin, bula noastră, dacă. Da. Cam despre asta e vorba. Trăim în bule, îmi pare rău. Da. Nu nu vreau să sune ca și cum suntem diferiți față de ceilalți oameni, dar trăim în niște cercuri de oameni, da, trăim de niște oameni scări de, de valori. De îmi pare rău. Asta, dar așa a fost dintotdeauna Nu e ca și cum facem ceva greșit. Și atunci, uh, oamenii din lumea noastră merg în locurile în care, cu siguranță, merge și noi. Și când se întorc, Mulți dintre ei, sigur, nu vor să obțină ceea ce au obținut acolo, pentru că este practic imposibil. Neavând, nu, nu, dar vor să poată face da, o comparație exact, viabilă. Exact, și vor să fie cinstea care este acolo. Pentru că, în afară de calitatea ingredientelor din Spania, de pildă că tot vorbim de Spania, în afară de creativitatea lor, care este așa cum este, de nivelul la care au ajuns ei, frate, ăia pun în farfurie niște chestii super cinstite. Că despre cinste și onestate este vorba, în primul rând, în bucătărie. Da, adevărat. Despre de aici pleacă și eu mai cred și mai mult. Pentru că, uite, am mâncat la un bistron titan uh, acum, cred că două săptămâni. Eu am fost plăcut, titan sau Vitan? Un bistro de cartier, da. Antichitan, nu? A, așa. E ceva cu tan. Exact, sanducan. Uh, am fost plăcut impresionat. Plăcut impresionat de ce am mâncat acolo. Ceva foarte simplu, proaspăt și extrem de gustos. Și atunci i-am zis tipului de acolo care gătește și pe care îl cunoști tu, Nicolae sau ceva, Lulu Bistro sau ceva se numește, da. așa. așa. Uh, i-am spus tipului de acolo, băi, bravo, ce faci tu este esențial pentru business ăsta în momentul ăsta, pentru că eu sunt cu un pas înaintea ta și nu că sunt cu un pas înaintea ta că sunt mai bun, pentru că am ajuns cu un pas înaintea ta. Nu e vreo competiție între mine și tine, eu fac altceva, tu faci altceva. Dar dacă n-ai fi tu, tu îmi pregătești mie clientul. Pentru că nu poți să-l treci de la bicicletă să conducă Boeing. Eu nu că aș face Boeing-ul. boeing, ul e departe și de mine. Ha, 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 ha. Dar nu poți să-l treci. Trebuie să-l treci prin mai multe etape pe client, ale gustului, ale abordării. Înțelegi? Iar ăla de cartier, după ce mănâncă corect la omul ăla, îmi va înțelege mie altfel mâncarea, după care poate vine la tine, după care trece la alt nivel. Da. Dar el știe deja. Nu poți să-l treci de la cartof prăjit la trufa albă. Da, că nu se înțeleagă nimic. E destul de complicat, nu știu, chiar și pentru oamenii care frecventează exact. localuri high class exact. de la noi, de, 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 de la alții de la noi. De de complicat. E complicat. Să ajungă într o zonă din asta foarte conceptuală în care oamenii nu-ți mai dau să mănânci mâncare, îți dau să mănânci niște idei. Exact. Exact, Atunci da, acolo și... tocmai pentru ideile alea că și eu am mâncat, ai mâncat și tu. Multe nu mi s-au părut. Adică am mâncat în câteva locuri de genul ăsta și n-am amintiri culinare, nu, eu, spun, eu nu spun că a fost rău, eu mă gândesc că poate nu l-am înțeles eu pe omul ăla, cu siguranță nu l-am înțeles eu pe omul ăla. Da. Dar n-am vreo, amintire, n n -am vreo amintire să zic, băi, am mâncat acolo unde m-a costat 700 de euro meniu, eu toată viața o să-mi aduc aminte de gustul ăla. Nu, l-am uitat în secunda 2. Dar îți vând povestea. Știi? Îți vând uh... Bine, eu nu mai caut chestia asta de mult, nu mai merg în locurile astea super scumpe și cu super multe stele, că nu mă interesează, pentru că știu că nu o să fac niciodată chestia asta și știu că nu o să ajung niciodată acolo, pentru că, tocmai ce ți-am spus, sunt limitat. Eu caut să merg în locurile de unde m-aș putea inspira eu pentru ceea ce fac eu în momentul ăsta. Mergi în locurile din care te-ai putea întoarce. Da, <laughs> în viu. <view. laughs> te întorci viu, că fac aia pe la, nu știu, în povestea, nu știu, cred că ți-au povestit și ție, Gabi, de la Newsbush cu luna de oaie și toate alea afumate și așa. Adică eu, cred că au ajuns la departe. iar mai vând de mult mâncare. Da, mă rog. Aia nu-i mâncare. Mie îmi place să fac mâncare în continuare. Îmi place, și mie la fel. Îmi place și să mănânc idei. Nu, eu încă, nu protestez eu încă cred în tigaie. Sunt gata să plătesc pentru ideile pe care le da, 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 absolut. absolut. Trebuie să, și iar publicul trebuie să înțeleagă că dar dincolo de asta, cu, cu, cine facem noi mâncare? Mâine, asta te întreb. Nu știu. <laughs> nu știu, eu am o mare problemă în momentul ăsta cu personalul, suntem ok, de asta tocmai ce spuneam că am o echipă sudată, suntem șapte în momentul ăsta, n-am fost niciodată șapte noi, așa, dar Ești aș mai, vrea. aș mai vrea. Păi nu e mai vrea, că ai nevoie, că da, aș aia, mai vrea. ai norocul să găsești 3-4 oameni dedicați, care ar munci zile în șir, dar nu te lasă nici legea să-i muncești atâta și nici nu rezistă fizic. Da, și trebuie să ai cu cine să-i schimbi, cu cineva măcar de aceeași rămân valoare, eu. știi? Eu, când le sigur, sigur, că rămân eu. Dar cu, e complicat, pentru că obosești. Nu tu, rămân eu, rămâne da. câte un e foarte greu. proprietar de crâșmă care mai are o treabă și cu tigaia. Este uh, foarte greu. Nu dar nu restul, asta. ce fac? Știi? Sau tu cât rămâi? Nu, știu, nu, ei, nu poți rămâi și foarte Ei mic. sunt, cumva, sunt foarte șmecheri, copiii ăștia. Nu au mentalitatea asta de a fi de a munci, de a fi dedicați. Am în Sevilla acum, la... Cel mai vechi bar din Spania, nu știu dacă ai fost la Rinconcio, se numește, din 1760. Cel mai vechi bar din Spania. Nu, a, uite, vezi, unde am ajuns. Foarte mișto. Tot se scrie cu creta pe noi extra note de plată și așa. Asta nu înseamnă că nu fiscalizează. Ba da, oamenii aia fiscalizează, dar sub altă formă da. fiscalizării. Și am întâlnit niște domni în vârstă care serveau și care erau acolo, nu știu, de 18 ani, de 28 de ani, de 30 de ani, în Portugalia. Am, am mâncat într-o cârciumă, mergând pe stradă în Lisabona. Am intrat într-o cârciumă random, așa, unde m-a servit un domn care avea, nu știu, 60 ceva de ani și mi-a spus că lucrez acolo de la 18 ani. Da, am mai intrat și eu asta în Spania, în Italia, mai cu seamă în Franța. -a spus că de și ce, -a ce aș plăcut pleca, Eu tare. sunt foarte mulțumit aici. Mai am puțin la pensie, asta a fost. Asta a fost viața mea. Să comunic cu oamenii și nu știu ce. Mi s-a părut fabulos. Mi s-a părut fabulos. Și îmi dau seama că, de fapt, poate cultură. genetic suntem cumva. Nu știu, nu știu dacă e de genetică, cred că e de cultură. Știi? eu o, o, cultură. E o cultură a unui tip, anume tip de muncă, e cultura cultură a unui anume tip de expunere, de a, a, cultura unui anume tip de a comunica cu alți oameni. Și că până la urmă noi prin mâncare comunicăm cu alți oameni și prin serviciile pe care le oferim, comunicăm cu alți oameni. Da, oameni. Domnule, Sigur că ei ne plătesc pe trebuie stola, să înțeleagă dacă le-a plăcut. Dacă o, nu, nu ne plătesc. Oamenii care ne păstoresc pe noi așa și care vor ei să o ducem noi bine, trebuie să înțeleagă că gastronomia este mai mult decât mâncare. În jurul unei farfurii, de la o farfurie de mâncare, pornește totul. Pornește drumul nostru în viață, prin botez, chestii, totul, e, totul se învârte în jurul mâncării, până la final, când ce să vezi, tot cu mâncare se petrece și finalul, da? da? O cer în căsătorie sau îl ceri în căsătorie, îl invizi la restaurant sau tot pe acolo te duci vrei să divorțezi, nu o faci acasă, că îți dă cu tigaia în cap. Te duci într-un loc public unde o pui într-o... O iei o prăjitură Așa, frumos. frumos. Activezi <g Plate> niște endorfine, dar tot în mintea ta este să o duci la un restaurant. Deci în jurul, gravităm toți în jurul mâncării. Și atunci să înțeleagă cineva odată că nu suntem doar niște oameni care vrem să facem bani și nu știu ce. Pentru că, ce să vezi, nu faci într-un business de genul ăsta cinstit în România în momentul ăsta nu faci bani. Eu sunt foarte relaxat. Și poate și de asta am permis să țin bistro închis două zile când nu mă simt în stare să ofer ceea ce trebuie să ofer. Pentru că știu oricum că nu o să devin milionar. Că plătesc taxe la zi. Știi cum e. Și atunci hai să ne relaxăm. Nu intri în business ăsta ca să faci bani, ca să devii milionar. Sigur, trăiești decent. Nu spune nimeni că nu trăiești decent. Îți permiți chestii pe care probabil acum 5 ani nu ți le permiteai. Dar muncești pentru ele. Da, mult. mult pentru ele. Da? Și atunci mi-ar plăcea să mă bage cineva în seamă și să nu mai fie frică să mă duc să iau o legătură de pătrunjel de la piață. Pentru că statul ar trebui să înțeleagă că eu pătrunjelul ăla îl fiscalizez. Chiar dacă îl iau de la o doamnă care nu îl fiscalizează. Statul, dacă nu mă încurajează să fac chestia asta sau dacă nu-mi dă o formă să mă lase în pace cu... să, să nu mă mai contrazică, să... Domne, există borderul de achiziții. Hai mă, lăsați-mă în pace cu hârtiile voastre. Sunteți nebuni? Îmi trebuie ne trebuie avocat la fiecare zi de muncă, că mai apare ceva nou. Ori eu nu vreau să mai fac chestia asta. vreau să fiu setat doar pe mâncare și să creez mâncare, concepte și să-mi vină lumea. Venind în lumea, eu fac ușași. bani, face și statul bani. Nu-ți captoază de ușor. Da, știu că e complicat. Pe <laughs> <că în> ultima <laughs> vreme am semnat mai multe. A venit astăzi doamna de la protecția muncii, nu știu, de fapt un... de fapt știi, că da. acum ai și tu Da, acel dosar eu. de protecția eu, eu, -a. muncii și trebuie să semnezi tu ca administrator fiecare hârtiuță. Mi-a luat două ore să fac chestia asta. Două ore din viața mea eu am semnat niște hârtiuțe, făcându-le protecția muncii oamenilor mei în 10 minute, că nu durează mai mult. Da, da. dacă nu faci asta, dacă când copiii te cont... dau foc la smoker, da, da. te duci la pușcări. Da, mă, e... e, e în așa. fine. A fost o discuție agreabilă, deși neplăcută pe locul Da, cred că a fost mai mult trist așa, știi? Îți mulțumesc pentru că ai venit astăzi, da, Radu, mulțumesc. și... Mă nu mai și auzi Când va la voala ăsta al tău, că n-am mai fost de mult. N-ai mai fost, da. Dar nici acasă nu mă duc prea des. Da, nici eu nu mă mai duc așa des acasă. Medium Rare continuă. Dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală pe Europa FM. Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.